foarte bucuros. Ok, sunt foarte fericit să fiu alături de dumneavoastră și ca împreună să putem colabora. Pentru cei noi, dânsul este CEO al acestei team building, acestei echipe minunate. Extraordinar, așa este. Alexis Thomas este fondatorul companiei Interconnectica și acestei platforme Team Build Club. Ok, Alexis. Today you have a presentation, you have meeting with members. What is it today? Wow, today we have a marathon. We have many things because I prepared, you know, that you give me like a homework. I prepared the 15 minutes into a slide concerning yes. every step that to finding the leaders, you know. Very good. So today we have training about finding the leaders. Yes, we have this thing, and also very important to give them a good motivation. Bravo. to feeling the how to say the opportunity with Project One. Fantastic. So let's start and translate to people a few words, and then you will take over, okay? Okay. Thank you very much. I am very excited to be with all of you people and this wonderful team with, as I can understand, the origins are from Romania. Deci sunt foarte încântat să fiu alături de dumneavoastră și cu o echipă atât de minunată pe care o avem, ce este introdusă, instaurată din România, da? Ce pleacă din România. You to know that I am in close contact with your leaders in this group, and I know they are doing an amazing work in building your organization and the future of yourself. De asemenea, vreau să vă asigur că sunt în strânsă legătură sau apropiată legătură cu unii lideri din echipele dumneavoastră. Și îmi doresc ca ideea este ca obiectivul ca toți să avem rezultate să fie pentru interesul dumneavoastră toate aceste lucruri. You are probably in the best team of the whole organization of Team Build Club because your leaders are very experienced and in collaboration with me they will give you all the education you need to succeed on the internet. Spune, probabil că sunteți în cea mai bună echipă care ar exista în prezent în Team Build Club, pentru că stați pe umării sau sunteți bazați pe oameni cu experiență cu care Alexis lucrează, deci vorbim cu cei din România, ceea ce vă poate oferi rezultate minunate tuturor. Inside Team Build Club is everything that I have done and became successful, very successful, working on the internet. Deci în Team Build Club aveți tot ceea ce vă trebuie potrivit modelului cum eu am avut succes, spune Alexis, și vă este disponibil dumneavoastră să duplicați același model. And what I'm trying to show you through Team Build Club is that everybody can really start making a very good income working from their house, from their home. Și ceea ce eu doresc este să vă arăt cum puteți avea câștiguri însemnate, câștiguri foarte bune, lucrând, deci învățând și lucrând de acasă de la dumneavoastră. You see, some years ago, it was not very popular for people to be on camera, for people to communicate like that, because people were going out in the street and making meetings, right? Exact. Știți, cu ani în urmă, nu era posibil să ne întâlnim și să fim foarte bine organizați pe astfel de întâlniri, dar înainte știam că sunt întâlniri în străzi, în evenimente fizice, da? But now everybody was on their mobile phone, everybody is talking on WhatsApp with their family, so everybody got used to speaking on the internet with each other. Dar astăzi, așa cum cu toții vedem, avem printr-o simplă conexiune folosind telefonul nostru mobil, este foarte ușor să fim conectați unii cu ceilalți. So now is the best chance for all of you to build a business because the world is comfortable talking
on a mobile phone and a camera. Și acum este cea mai bună oportunitate ca dumneavoastră să vă construiți în realitate un business, pentru că totul pleacă de la o conexiune pe baza telefonului dumneavoastră în domeniul acesta de rețea internet. Some years ago was more difficult, but now is so much easier. Cu câțiva ani în urmă era mult mai dificil, dar acum este cu mult mai ușor. So, what does it take for somebody to start making a living, to start making more money working from a mobile phone from home than working in a business outside there? Deci, ce ar avea nevoie sau cât de mult contează ca simplul fapt de a avea acces la un telefon mobil lucrând de acasă, spre deosebire, deci ne referim ca și avantaje, spre deosebire să mergi la un loc de muncă fizic în care ești total în inconfort față de confortul casei. The first thing, you need to believe that it's possible for somebody to make money working from home with a camera and an online and internet. Deci, în primul rând, cel mai important este să crezi că este posibil folosind un telefon mobil sau o conexiune la internet să puteți reuși și să aveți rezultate. So, if you don't believe that it's possible, of course you will never work and never believe in working with us. Deci dacă nu crezi că funcționează, nici măcar nu te vei prea mult strădui să lucrezi și vei spune că nu merge pentru tine, nu se potrivește. But think about it. The last years, you see so many people on Instagram, on TikTok, influencers, everywhere. Why are they? To make money, that's why they are there. Dar gândiți-vă, în ultima perioadă ați văzut atât de multe persoane cu influență, fie că sunt pe Instagram, pe TikTok și toate aceste rezultate care le au, pentru ce credeți că au ajuns acolo? Pentru că doreau să câștige venituri online. If there wasn't an opportunity to make money online, all these people, they wouldn't be posting every day on Instagram and on TikTok and showing things. For what? Wasting their time? No. They are doing it because they are making money. They are doing it because they know they can make money. Deci dacă nu ar fi fost o oportunitate ce să le poată oferi venituri, câștiguri, de ce credeți că și-ar pierde timpul să facă postări zi de zi, zi de zi, zi de zi? Ei fac acel lucru pentru că ei câștigă bani adevărați, da? Câștiguri adevărate. But you see, the truth is that our families, my father, my mother, your father, they didn't live in the age of the internet, so they don't know that this industry can actually build you wealth, build you profits and money. Așa cum bine știți, părinții noștri, persoanele mai în vârstă, ei nu au o cunoștință a faptului că o foarte bună oportunitate astăzi de a obține câștiguri, venituri, este prin intermediul acesta al conexiunii internet, al internetului. Așadar, noi suntem deschiși și avem această oportunitate. So first important thing is believe that people are making money from the internet. A lot of money, big money. Deci primul aspect foarte important este să crezi că oamenii, da, în primul rând că tu poți câștiga venituri foarte mari, nu comisioane mici, în acest domeniu online. The second thing, understand that you don't need a university diploma to make money working from home on the internet. Wow, super tare. Al doilea este ca o întărire pentru mulți alții, și anume că trebuie să înțelegeți, da, stați liniștiți, nu trebuie să aveți o diplomă, nu trebuie să aveți studii extraordinare pentru a începe să câștigați bani pe internet folosind rețelele. There are old people making money from the internet, young people, fat people, thin people, beautiful people, ugly people. It doesn't matter who you are,
You can make money because they are making money without any conditions. Deci există oameni în vârstă, tineri, grași, slabi, urâți, frumoși, orice altă categorie de oameni câștigă bani pentru că nu depinde de o anumită categorie. Deci este posibil pentru fiecare. So if they are making money, why can't you? Așadar, dacă ei câștigă bani, de ce nu tu? Okay. So, no excuses for yourself. No excuses. Așadar, nicio scuză pentru tine însuți. Nici pentru mine, nici pentru nicicare dintre noi. Okay? So, the third thing is you must understand that you need to learn a few things. Al treilea lucru, trebuie să înțelegem, să conștientizăm faptul că avem nevoie să învățăm anumite lucruri. But you're very lucky because all the learning is done from your leaders, from myself, that we know what you need to learn. So you don't waste your time, you don't lose your time. Dar sunteți foarte norocoși pentru că liderii dumneavoastră împreună cu Alex și Thomas au pregătit totul ceea ce aveți nevoie pentru ca dumneavoastră să nu vă pierdeți timpul, da, să fiți distrași de alte lucruri, ci doar să aplicați ceea ce noi vă punem la dispoziție. So basically, you are going to learn communication skills, how to communicate and meet people from all over the world and become friends with them. Așadar, communication skills. Așadar, aspectul de bază sunt în ceea ce privește competențele de comunicare, da? Simplul fapt de a învăța o comunicare, cum să abordăm chiar oamenii străini din domeniul, din social media și să-i facem prieteni. Este un lucru foarte important. It is a positive personality, a nice smile, and always stay humble. Sunt rezumate în aceste lucruri. Deci o persoană pozitivă, cu zâmbetul pe buze, dar în același timp gata să fie umilă, da? Nu plină de mândrie, exact inversul. And then simply learn how you can invite those people to this beautiful meeting with all of you together. Așadar, continuând să învățăm simple lecții de cum putem invita oamenii să participe în asemenea sesiuni Zoom. So when somebody comes to this Zoom call with so many people, almost 100 people, they feel that they want to be a part of this group, that they want to be, because the masses of this group is attracting people to be a part of it, right? Like a family. Așadar, când asemenea persoane vor vedea cât de multe persoane sunt prezente, ele vor fi impactate pozitiv și vor dori să facă parte dintr-o asemenea comunitate, ținând cont că avem multe lucruri de învățat împreună. So never try to explain too much on the phone, on messaging, never. Just tell people, come and meet all my friends on the internet, we help each other and work together. And that's it. Very simple. Exact. Deci, niciodată nu vă străduiți să dați prea multe explicații. Da? Doar spuneți-le, haideți să descoperi împreună cu mine unde ne întâlnim ca și o simplă comunitate și asta este tot. Să vină, să vadă. So when the new people come here, we all welcome them with a nice message in the chat, with a nice smile, and we let the leaders do the presentation and what they know how to do best. Iar în momentul când aceste persoane sunt invitate, vin pentru prima dată aici, cei ce i-ați invitat le faceți o urare de bun venit, indiferent că scrieți în chat sau vorbiți pe microfon, da? Iar mai departe, lăsați pe liderii dumneavoastră să-și facă treaba pentru voi. Ei vor lucra pentru voi. So, in time,
all of you, by doing this repeatedly, you are all going to start becoming the leaders of your own organization. Așadar, cu timpul, practicând aceste lucruri, cum va vorbim, simple, da, treptat, progresiv, voi veți deveni proprii lideri a propriei dumneavoastră echipe sau organizații. So, in order for you also to succeed, you have to be the best example of your people. De asemenea, pentru ca să fii sigur că vei avea succes, trebuie să fii primul model a acelor persoane, să fii un model. So, it doesn't take a lot of time to work on the internet. Așadar, nu îți ia mult timp să lucrezi pe internet. Nu ar trebui să. But if you are not a good example and if you are lazy, dar dacă nu ești un bun exemplu sau ești o persoană lazy, să nu folosesc puturoasă, care este expresia? Deci then you're comodă, da. Yes, if you are lazy, your people are looking at you and they don't feel good and they don't want to work with you. Of course. Și astfel persoanele văzând că tu ești o persoană care nu prea faci multe lucruri, iau un exemplu ca de la tine și în același timp vor spune, dar de ce aș lucra cu acea persoană dacă n-au ce exemplu să ia de la tine? If you see your leaders here, they are always on the Zoom, they are always translating those people who can't translate, they are always the best example for all of you. Așadar, dacă voi, la rândul dumneavoastră, veți vedea liderii sau respectivele persoane vor vedea prin dumneavoastră că faceți traduceri sau orice lucru, în participările simpla dumneavoastră participare pe Zoom, ei vor fi impresionați de acest lucru și vor fi și ei vor urma exemplul dumneavoastră. And your leaders are here because they are making money. Iar liderii dumneavoastră sunt aici pentru că ei fac bani. Don't think that your leaders are not making money and they are just here for having fun. They are making money because they are serious about their business. Deci să nu vă gândiți că liderii sunt aici doar să se distreze, da? Ei sunt aici pentru că fac adevărați bani, dar muncesc din greu pentru acest lucru, da? Deci muncesc la acest You can știi. Start this business with zero money in Team Build Club with zero money, with little money and start earning a full-time income and so much more. It's possible. Iar de asemenea, vă reamintim că în Team Build Club este posibil să obțineți câștiguri de la zero, fără ca măcar să aveți un pachet anume, da? Deci orice este posibil. So, if I ask you honestly, where else can you find any business that you can build to make a full-time income working a few hours? Where can you find it? Dacă v-aș întreba într-un mod onest, sincer, unde ați putea găsi un business unde lucrând câteva ore, zicem zilnic câteva ore, veți putea obține venituri pasive. Spuneți, unde ați putea găsi acest lucru, chiar fără investiții? Who cares about you to open a business for you, to allow you to work little hours and to give you a full-time income? Who? Cine credeți, cui credeți că i-ar păsa de dumneavoastră să-ți oferă un business pe tavă cu orele, cu un anumit orar, să zicem, zilnic, iar tu pur și simplu să aplici ceea ce ți se oferă. Unde găsiți acest Only here. Only here. Doar working, aici. Working together, collectively, all together trying and seeing the results coming in the future. Lucrând împreună ca și o echipă, colectiv, da? Preparăm împreună această dezvoltare și rezultate vor fi minunate pentru viitorul chiar apropiat. Isn't it better to give yourself a chance for the next 3 months, 6 months, 1 year to give yourself a chance to work here with us
and change your life. Dă-ți o șansă ție, începând de astăzi, pentru 3 luni, 6 luni, 12 luni, ca să progresezi, să înveți, să avansezi și acest lucru îți va schimba viața. Dă-ți această șansă. Or are you going to stay like so many people, miserable and depressed that they cannot have money in their pocket to live their life? Sau doriți să fiți ca o bună parte, deci majoritatea celorlalți care trăiesc într-un mod deplorabil, să spunem așa, în care cu siguranță nici care dintre noi nu am vrea să fim o asemenea situație. Așadar, haideți să ne dăm prioritate nouă înșine pentru o viață mai bună. Now I'm not promising that all of you are going to become millionaires working on the internet. Acum eu nu sunt aici să vă spun că toți dintre dumneavoastră lucrând pe internet sau cel puțin un interval de timp foarte scump vor deveni milionari. But I know that all of you have the qualities and everything that is needed to start making a better income than working out there any other business. Dar vă pot asigura de un lucru și știu aceasta, că oricare dintre dumneavoastră are această capacitate și posibilitate, învățând ceea ce facem aici, aplicând aceste lucruri, să obțină venituri, câștiguri mult mai însemnate decât pur și simplu de a fi în, de a fi în exterior, să lucreze în altă parte. Cassiani, there is a setting on your, if you go later on, yeah, somebody's sharing the screen. So if you go later to your settings on Zoom, you can disallow people from sharing the screen, okay? Yes, yes. There is settings in your Zoom, not now, afterwards, that you don't allow anybody to share their screen, only the admins. I made that already. It's okay. Thank you. Okay. So, where was I? Okay. I was saying about the that you can change, you know, your life and make an income working from home. So that's it. I don't know what else to say. That's what I wanted to say. I want you to stay around, be with us, try slowly, slowly, and you will see the difference is coming in your life. You will see that. Deci, ca și rezumat, tot ceea ce l-a dorit să ne spună ce are pe inimă este să vedeți cum puteți aplica ceea ce vă este oferit aici și aceste lucruri vă vor schimba viața. And I will tell you why Timbell Club and our company is so special and so unique. Și vă voi spune de ce Timbill Club și compania noastră este atât de specială și atât de unică. First of all, because Timbill Club is not a company of theories, is not theoretically telling you you can succeed. În primul rând că această companie nu este o companie a teoriei, da, pe bază de teorie, de bla bla, să vi se spună că veți avea succes. In Timbill Club, you will learn how you can find everyday customers to your business. Every day we will show you exactly how you can do it. Deci în Timbill Cloud, în primul rând, puteți învăța cum zi de zi puteți avea noi contacte, noi parteneri sau potențiali clienți. And we are not going to show you to go in the street, have business cards and knock on doors and tell people come and join my company. Not like that. Și nu-ți vom arăta, să zicem, să nu-ți vom spune să mergi în stradă și să distribui flyere sau eu știu ce alte lucruri pentru a-ți promova o anumită afacere. In many companies and many personal speakers, they say, believe yourself, and you ask a simple question, how? How can I find customers? But they never know how to show you. În multe alte companii sau în alte lucruri unde puteți fi prezenți, doar vi se spune, crede în tine, tu vei întreba, bine, dar cum să obțin câștiguri, cum să am clienți, cum să dezvolt afacerea? Ei vă spune doar, crede în tine. You go in a meeting, they make you feel beautiful, they make you feel strong, you can do it, and then the next day, you don't know where to find people and customers for your business. Mergi în întâlniri, eventual acum completezi, eu plătești sume exorbitante, spunându-te, crede în tine, te simți extraordinar, vei avea rezultate, iar a doua zi
când vei începe să faci ceva, nu vei avea nimic, nu vei ști unde să te duci, ce să faci. So it's very important as a company we show you exactly where to find, how to find, how to speak, how to invite. Deci este foarte important să știm unde să mergem, cum să facem, ce să le spunem, cum să invităm. The third thing is that through Timbell Club we are giving the highest compensation plan. In Timbell Club we are giving more than 80% money back to you. Un al treilea aspect foarte important este că în Timbell Club oferim un procentaj foarte mare redistribuit cu toți cei ce sunt partenerii noștri. The company is making little money to survive, to pay the employees, to pay all the expenses, and 80% of the money go back to you. Deci compania reține o sumă infimă față de ce este redistribuită, pentru că aveți peste 80%, iar compania trebuie să plătească angajați, trebuie să plătească serviciile respective și știți că orice companie trebuie să plătim taxe. So we really want to help you make money. Not only theories, we really give you money. 80% back to you. Deci noi în realitate îți dăm acești bani, 80% înapoi pentru dumneavoastră. And another important thing, not only the leaders you have here, but myself, the owner of the company, the CEO, is talking to you. De aceea, un alt aspect important este că nu doar liderii pe care îi aveți aici vorbesc cu dumneavoastră, ci însuși fondatorul companiei este alături de dumneavoastră și pune osul la treabă, cum să zice, și muncește și vă ajută cum să implementați și avansați. First of all, I don't know any CEO from any company who cares about the people to come on Zoom calls and help people. Mai întâi, puteți spune, sau foarte rar am văzut, unde fondatorii companiei participă în Zoom-uri și le explică ce trebuie să facă pentru a avansa și îi ajută. And I know many CEOs, they have no idea about this industry, they have no skills, and they are just CEOs of companies who don't understand how to help people anyway. Dar, din păcate, sunt mulți fondatori a anumitor companii care nu au nicio competență în acest domeniu, unora chiar nici nu le pasă prea mult despre acest lucru și cu toate acestea ei continuă să își dezvolte acele afaceri. And me, as a CEO, I am the hardest working member of my own company. Iar eu, în calitate de fondator al acestei companii, sunt persoana cea mai muncitoare, care muncește cel mai din greu, da? Pentru a pune la punct toate aceste lucruri. I am in every Zoom call, every single day with different teams, with international teams, every single day I am in Zoom call and I never miss a day. Deci în fiecare zi sunt prezent în toate întâlnirile internaționale, sunt invitat pe diferite continente și nu lipsesc nici măcar o singură zi. În toate sunt prezent. You might not come to the Zoom, but I am going to be there in the Zoom every day. S-ar putea ca tu să nu fii pe Zoom, dar eu sunt pe acele Zoom, zi de zi. I am demonstrating and I am teaching to everybody what I have done to become successful. And I am demonstrating that. I am showing you what I did. And I proved it myself by doing it, not theories. Deci îți demonstrez aplicând aceste lucruri, văzând cum eu fac prin prezența mea, prin munca mea, făcând, da, repet, aceste lucruri, nu teorie, da? Deci făcând practic, sunt un model în acest sens. Give me one second. I'll show them something. Let me share. Can I share my screen? Yes, right now. I'll give you... Make me co-host. You can make me co-host. The three dots on me and okay. Make me co-host. Okay. Yes, exactly. Let me give you an example, okay?
This is my Facebook. All right. This is my Facebook. Așadar, Alexis un Thomas, Online Mastermind, is my Facebook. Okay. Să vă dau un exemplu. Acesta este Facebook-ul meu, Alexis Thomas. Uitați facebook.com/onlinemastermind. Da? This is myself with the Minister of Education here in Cyprus, in my country. Deci eu sunt alături de Ministrul Educației în țara mea. Look at this. Da? How many likes, how many comments, câte like-uri, câte comentarii, câte distribuiri. Da? Foarte multe persoane. Look how many comments, how many people talk about me and talk with me. Deci uitați cât de multe persoane comunică cu mine, despre mine. Eventual puteți spune, mă susțin, îl susțin. Yes, amazing. I am an example of showing you that I have so many friends and I built so many friends myself to teach you how to do it. Deci sunt un exemplu pe baza căruia vedeți cum eu însumi am construit relații și cum dumneavoastră puteți învăța de la mine făcând același lucru. I am not theory. Nu e o chestiune de teorie. Find me one person on Facebook that they have all these likes and comments from their Facebook profile without any paying advertising. You cannot advertise on your personal Facebook. Da, spuneți-mi alte persoane ce au atât de multe like-uri pe propriul lor profil, ceea ce nu este posibil. Știți, o pagină de un profil personal nu poți să faci publicitate pe Facebook. Deci fără publicitate. Sunt contacte organice. I'm not doing this to show off that I am fantastic. I'm doing this to show you that I also worked hard to become what I am. Nu sunt aici să nu v-am arătat aceste lucruri să vă spun că eu sunt fantastic, sunt special, ci pentru că cu o muncă cumulată, da, împreună cu toți ceilalți și lucrând foarte mult din greu, am realizat să am aceste contacte și rezultate. And I'm showing you exactly how you can have a lot of friends, how you can have a lot of people to come and in your business so you can grow. Și dumneavoastră puteți face exact același lucru având noi contacte, noi parteneri business și astfel puteți crește. I'm always going to be here with you, next to you, until you succeed. Întotdeauna voi fi alături dumneavoastră cât este nevoie până când veți realiza să aveți succes. Veți avea rezultate până veți avea. Thank you very much! Okay. Thank you very much. Yes, yes, yes. Mulțumim. Haide câteva inimioare. Puteți să faci inimioare. Inimioare. Cine știe iconițe cu inimioare? Please give the heart from the Alexei. Yes, hearts for Alexis. Hai să vedem. Se umple prima Alexis, pagina. Alexis, I want to ask you something. May I? Yes, sure. Do you know that... I show my camera. Do you know that you've created the best business ever? Do you know that? I don't know. I'm trying my best. I'm telling you now. You really did it. You did it. Deci, îl întreabă, ești conștient că ai creat cel mai tare business ce există la ora actuală în domeniul acesta digital? Deci, încerc să fac ce este mai bine, cel mai bun pentru mine. Yeah. Ok, wow, so many thank hearts you. For thank you, Alexis. Thank you very much. Amazing. And I thank you in the name of the whole my team. Și spune cred că mi-a scăpat, dar te salut și te onorez, te salut din partea întregii mele echipe, spune Camele. Yes, amazing. Thank you very much. Thank you. So Alexis, can you show us who you want to, because I prepared a little slide, if you want to can show us just a little picture concerning project one. Do you want that to show me some hours ago? It's like a surprise for them. You show them. But you will show them. You have it, yes? You want to? Yes. You want to show? Okay. You can show. Okay. All right. So I will let you go now. You continue with your training.
Okay. Thank you so much. And next time I will come again and say hello to your people. Thank you very much. Amazing. Thank you, Mr. Alex. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you for inviting me. Thank you. Well, bye-bye. Well, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.